venea în spate tot ce am văzut aici, grămadă și stâlpul. Când a picat în treilea aia, am apucat să văd mașinile, grămadă și stâlpul picat. Cum e soția? Sunt la spital, e bine, soția și copilul acuză dureri abdominale. Ce vârstă are copilul? 3 ani, dar să sperăm că e bine. S-au dus pentru investigații, copilul acuzat, vă dați seama că a fost un atac de panică. Asta e cel mai important, să fie bine, nici celălalt șofer nu a pățit nimic. Tot ce am făcut, în fracțiune secundă, am deschis ușa și am scos copilul. I-am desfăcut centura, dacă nu era în centură, copilul a fost în scaunul cu centură, altfel. E bine, nu contează mașină, nu contează nimic. Strada pe care circula soția e una cu prioritate, una principală. Așa se poate, nu decedează. Și n-a respectat să nu decedează. Da. Pare că așa e. Pare. Și asta lui. Dânsul cu golful a venit de, de aici din stânga și dânsul a venit dinspre primărie. Și s-a lovit, că nu a frânat deloc cel cu Volkswagen. Credeți că n-a văzut semnul cedează? Eu așa zic, că nu se vede că e prea sus și trece de pietoni acolo, prea sunt cetinească oricum. Neatenție, grabă! Eu zic că mai degrabă grabă, decât neatenție, că au avut totuși viteză.